La jos. Mânuțele pe genunchi. Da. Da, mă, ce-i lotură, zi? Îmi spui și mie cum am ajuns în situația asta? Aha! A venit prințesa! Spuneți-mi și mie unde este școala asta! Da, mi-e foame! E ușor să stai cu copiii acasă? E ușor, că să nu știi, iubim, sunt mulți, e adevărat. Puteam să ne oprim. Corina. Gianina. Gianina! Mi l-a lăsat la ușă și a fugit. Ce e? Ai încuiat ușa? De două ori. Divorțat? Cu forță. Îmi pare foarte bine. Vreau și pe cineva care să mă înțeleagă. Adică, uite-te un pic la el și uite-te un pic la mine. Ar putea să mă schimbe pe mine pentru așa ceva? Ah, clar. Cum s-a părut? Wow, cele mai mișto două minute din viața mea. De ce ești atât de nervos azi? Pentru că am un tată ca tine. Bus, eu spun, tu ești constipat emoțional. N-ai intrat pensia. N-am intrat? Nu. Stai că și am fost prins cu sărbarea asta. Iubită ta știe că atunci când minți te mănâncă. Deci în seara asta veți fi martorii unei mici demonstrații de showbiz. Ți-ai luat chilot cu ață în fund? Păi da, ca să fiu un personaj. Nu mai e ca altă dată, ai mei strigă, bravo tată. Pe tricou am înghețat toți copiii, bravo tată. Dacă plânge de la ceapă, lumea strigă, bravo tată. Bravo tată, da, da, bravo tată. Bravo tată. Nu, nu. Nu, mă, nu, nu, cu capa, cu C. Ce, ai văzut tu geaca Versace? Păi normal că s-au prins. Și așa și... E problema mea? Ai făcut 1000 de bucăți? Wow! Te-ai tăvălit de dorul meu? Nu, no, pe toate părți, uite. Am o problemă cu chinezul, imediat te rezolv. Da. Eu știu că nu... Da, nu vorbești românește, dar hai să ne înțelegem cumva. Stai așa, stai puțin. Stai că zic imediat pe limba ta. Da. Unde e, mă, Google Translate? Mai date în sânge. Gei zici gând toată șuie. Toată șuie! Hai, pa! Ți-a dat banii? Nu. Dar mi-a dat ceva mai bun. Stai așa. Ce? Bețișoare chinezește. Ia, auzi, mâncăm cu ele? Să mâncăm cu ele, auzi. Asta-s cu aromă, cu terapie, cu nu știi tu. Se vând ca pâinea caldă. Un lux, exact ce vreau nevoie. Uite, Vita... Tata, ne-ai cumpărat loc? David, mâine. Am găsit și cu alea de să caută, cum, ilang, ilang. Mamă, deci nu se mai poate așa. Mâine? Mâine, tata, mâine. Mâine! Fii atent cum fac cu tine. Iau ilanghilul ăsta care tu spui că nu e ce trebuie, îl aprind și să vezi cum mă cauți tu pe aici cu salteaua. Pe scaun, pe afară, intrăm în sufragerie, după care rupem patul la copii, ne norocim. Asta e problema noastră, Dana. Eu încerc să fiu romantic și tu pe telefon. Tata, să nu mă uiți cu globul! Vrei să mergem să cumpărăm acum? Da! E închis, tata, mâine! Bine, să fie închis mâine! Care-i faza? Faza e că vreau și eu pe cineva care să mă înțeleagă. Cel mai înțelegător bărbat de pe planetă. Cum? Nu crezi, nu? Să aprind un bețigaș și să vezi cum ți-o ia corporal ăsta. L-ai sunat pe Costel? Wow! Las că-l sun eu. Da. Las că le fac eu pe toate. Eu la muncă, eu cu vagabonții, eu pe stradă, tu stai. Ce ai zis? Ce am zis? Ce ai zis? Ce am zis? Că stau? Stau cu copiii? Îi duc la școală, îi aduc, le fac de mâncare, le dau de mâncare, îi îmbrac, îi dezbrac, îi spăl, stau acasă? Acum că mi-ai povestit, pare mult. Ce pare? Am zis că pare că ai zis de două ori. Tata, că... de ce s-a stins lumina? S-a stins lumina că am vrut să facem o seară frumoasă, romantică, tati, cu mami. Mai zi o dată ce pare. Pare că avem nevoie de niște lumânări să fie romantic, tati. Hai să căutăm niște lumânări, să facem o atmosferă plăcută pentru mami. Tati, doamna a zis că cine n-are glob pământesc are două puncte scăzute din oficiu. Acum las-o pe doamna, tati, că acum căutăm lumânări. Sincer, aș vrea să știu cum s-a părut. Wow,
Da. Cele mai mișto 2 minute din viața mea. Eu cred că te-am amețit și ți-am stricat noțiunea timpului. Eu cred că abia m-ai încălzit. Ce vorbești? Uh-huh. Tu vrei să iau de la început? Da, mă, hai. Deci tu ești inconștientă. Hai, sunt gata. Ia uite. A venit Sushi. I'll be back. O să mă întorc. Șeptul ăla simți doar optul la fel împreună cu tem și n-am nouă la cer. Bună! Bună seara! Tu nu ești fata cu Sushi? Nu. Am intrat în niște belele și n-am știut unde să merg. Scuze dacă te-am trezit, Johnny. Da, dormeam, dar... Corina. Gianina. Gianina. Incredibil. Doamne, cât au trecut? 3 ani? 7 ani și 9 luni. Ce tare, doamne, cum trece timpul așa, exact așa, că, incredibil. Bă, dar arăți foarte bine, ești neschimbată. Mersi. Ce faci? Cum ești? Pe unde mai umbli? Ce zici? Ocupată. Înțeles. Wow. Poți să intru? Da, sigur că da. Sper că tu ești băiatul de la Sushi, nu? Glumesc. Hai, intrați! Mamă, ce surpriză! Hai! Și ăsta e the big boss, tat. Ăsta e manglitorul, ăsta e combinatorul, dar ăsta e el ceapă, mă, ce ai? Crezi că o să-i placă, măsică? Cum nu, dacă da, e blana obos. E o schimbare mare pentru ea. Ea s-a obișnuit să doarmă cu mine în pat de când... De când a mierlit tot Tina? Naște-i în gură, nu vreau să te audă. Cine e boss, Tina? Tâmpit ești. Nu, Evelyn, nu vreau să te audă, că eu i-am zis că mămica ei e pe un orișor și că are grijă de ea de acolo. Serios, boss, pe un orișor? Spune-o ție, ți-ar trebui o bombardieră pe un pad de salteanu pe un orișor. Nu pot, zică, nu pot. Ei, nu poți, au trecut 2 ani. Îți spun eu, boss, tu ești prizonierul trecutului tău. Adevărat. Tu ar trebui să debarasezi. Da, ia zi, ai încercat exercițiile alea ca să plângi? Cum mi-a murit cățelul, mi-a murit pisica. Da, sic, am încercat și cu... mi-a murit soția și tot n-am reușit. Boss, eu spun, tu ești constipat emoțional. Ești neschimbat-o, pe bună. Și tu. Mulțumesc. Mă bucur să te văd, Johnny. Și eu. Ce faci? Ce ai pățit? Ce s-a întâmplat? Uite ce e. Crezi că ne poți primi la tine noaptea asta? Păi, după cum vezi, la mine e destul de strâmt și n-am decât un singur pat care e deja ocupat. Dar e ok, e perfect. Am la mine o verișoară care a venit la mine, o verișoară vizită și, uite, ea e. Și deci ne înghesuim de 3 zile, de-abia putem să dormim. Să faceți și voi cunoștință, este Gianina, o prietenă bună. Ea este... Cum te cheamă pe tine? Hai că tu ești deshidratat, du-te și bea niște apă. Ai dreptate. Vă aduc ceva de băut sau ceva? Între timp să-i povestești, te rog eu frumos, cum stăteam noi acum și dormeam și ne gândeam, bă, oare o mai venit Sushi? Și când ai venit, zic, a venit Sushi. Dar când colo ghișce, n-a venit Sushi. Verișorule, mie da. Mi-a venit taxiul, eu plec. Stai mă un pic. Johnny, am uitat ceva la mașină, vin imediat. Ok. Stai mă, nu pleci nicăieri, te rog eu frumos. Stai, ei oricum nu o să stea. Vine Sushi, mai stă, mai bem ceva, ne facem de cap. Po bune, auzi, tu sper că nu plângi, că n-ai de ce să plângi, ai ieșit un pic până la mașină, să întoarce imediat. Fugi. Unde? Dacă nu vrei să plângi tu, fugi acum. Ăla era taxiul meu. Gianina! Ce e? Ai încuiat ușa? De 2 ori. Doamne, foarte bine. Am scos steriletul. Hei, hai! Pe bune, Cristina! Ce-i Flavius? Ce-i, mă? Hai, măsică, nu m-am prostit, vorbești. Doare de vorbos. Ce caută orangutanul ăsta în casă? Trebuia să-l lași la cabinet. A venit să mă ajute pe mine. Nu vreau să-l văd în preajma Evelinei. Cine știe ce prostii bagă în cap.
Da, e tranquila, tanti, că oricum plecăm, că am alergie de asta urâtă la naftalina, o mamă... Scuze-mă că îți răpesc din prețiosul tău timp. Ți-am spus vreodată că ești un mitocan, un anis? Evelin, te aștept sus. Ce ne distrăm cu bunica, ce glume bune are bunica. Tati, îi spune-mi papa Lusică, el pleacă. Papa. Te pup, zâna mea, te pup, bă, spală-te pe cap. Ce faci, tati? Se fă mică? Mâncăm ceva? Ha. Tati, ce înseamnă mitocan? Este un măgăruș, tati, mitocan. Aha, și un anist? Un anist este un cântăreț. Și la ce cântă? La instrumentul lui, tati. Haide să mâncăm. El este Tibi. E copilul tău. Felicitări. Din păcate, trebuie să-l las cu tine o vreme. Eu plec în Germania să fac niște bani ca să-mi rezolv problemele din țară. Sunt sigură că o să-i fie mult mai bine cu tine decât cu mine. Te sun eu. Iată ce frumoasă e mami în lumina lumânărilor. La masă nu vorbim. Te speră Iurea, Jo. Îmi spui chiar ce te-am rugat, să dai un telefon la tatăt. Chema electricianul și... știi? Păi de ce nu ai chemat tu dacă e așa de simplu? Pe cum să-l chem eu dacă eu sunt toată ziua plecat? Muncesc. Aolea, ia uzi. Muncești? Vizuale contrafăcute în portbagajul mașinii? Și după aceea vii acasă cu o pungă de bețișoare chinezești? Bețișoare chinezești, ai zis? Uh-huh. Bețișoare din China, chinezești. Adică originale. Înțelegi? Luate de la mama lor. Nici măcar n-ai avut răbdare să aprindem unde ăsta ca să zguduim în casă. Oricum, fii atent aici. Am o combinație cu un chinez. Tati, cunoaște un chinez? Hm? Ce tătic mai cunoaște un chinez? Niciunul. Ai văzut? Am o combinație cu chinez și cu Dancer Carot. Ți-am zis? Mă, la care face circ mult, nu? Aiurea. Nu, așa... Mult circ, mult circ prost. Așa... Așa-l cheamă pe om. Da? Deci tinde-te un pic, Iulia, că te văd încordată. Ce, doamne, iartă-mă? Așa, mă faci o copii. Da, ești încordată. Am, cu circarul ăsta voiam să vă zic că am cu niște geci, geci fosforescente. Când a prins farurile, puf, sar ca o căpioară. Ne îmbogățim instant. O să fie bine. Ați auzit, copii? Ne îmbogățim instant. Da. De 6 ani, tot asta se întâmplă. Băi, Mario, băi, Mario, nu mai pot, înțelegi? Pare că e prea multă bogăție pe capul meu și nu mai pot să o duc, serios. Adică ești pe perest tot timpul, nici tu nu știi ce spui. Și mă gândeam, auzi ce zice că e ușor să stai cu copii acasă? E ușor că să nu știi, iubim, sunt mulți, e adevărat. Puteam evident, să ne oprim. Dar iubim și stăm cu ei acasă pentru că iubim, asta e. Și mă gândeam asta că, zi. Bă, să stai și tu puțin cu ei acasă, că eu am o treabă și trebuie să plec. Unde pleci? Am o combinație cu net treabă. Hai, te pup! Pa, mami! Pa, mami, pa! Pa, mami, să iei pâine! Să iei pâine când te întorci, da? Da, te rog, ia pâine! Iubi... A plecat. Tu unde mergi, mă? Păi n-avem curent, așa că mă duc la Leo, să vă meciu. Tu ai grijă când te întorci. Ah, cred că e groasă. Ah. David, tu ai încredere în tati? Da. Avem un patent în casă? O, da, știu! Pușadul. Știu și eu! Serios, știu! Cât de greu poate să fie? Mamă, cam te rozinește. Uite, două cabluri. Tata, tu ne-ai învățat că nu e bine să atingi firele de curent cu mâna? Ce faci, nu ți-e frig? Auzi, vrei să te aduc niște șosete din casă? Zi. Dacă nu vorbești, nu vorbești. Păi, ți se pare normal? Ce? Să faci chestii din asta și să nu mă anunți. Nu știu, să-mi fi dat și mie un mesaj, un mail. Păi să-mi trimiți un porumbel. Dacă asta am discutat, nu de aia ne-am mutat la țară? Da, da. Serios, păi nu, ca să avem aer curat, mâncare bio, ca să facem un copil, nu? Am discutat, dar în principiu. Adică mai vedem, mai vorbim.
Tu o ai pe Miruna, eu am pe Nina. Cine mai trebuie? Nu mai faci și noi un copil al nostru. Poate e băiețel. Ce are? Care-i faza? Nu înțeleg. Care-i faza? Da. Păi faza este că tu nu știi, dar eu trebuie să-i duc la școală. Eu îi îmbrac, eu îi dezbrac, eu îi spăl, eu le dau de mâncare. Dar poate știi dacă ai stat acasă, dar nu stai acasă. Da, săracul de tine, ce chinuit ești. Păi eu muncesc, Flavius, că eu muncesc. Avem o grămadă de lucruri de plătit, să ți le enumăr. Avem rate la bancă, avem pensie alimentară, avem creditul ăsta de nevoi personale ca să-ți faci tu miniseră. Miniseră asta a produs 2 fire de pătrunjel până acum. Da, da, bio. Mă rog, bio. Tu știi cât pătrunjel am fi luat de bani ăștia? Îți puneai și în cap. Da, mă, dar asta nu înseamnă că trebuie să faci un copil pe la spatele meu. Care pe la spate? Dar ce, prin față? Fix prin față. Da, am și vorbit despre asta. Când am vorbit? Am vorbit de ziua mea. Exact așa ai spus. Haide, mă, să facem și noi un pui al nostru. Niciodată n-am zis așa, pui. Eu nu zic pui. Pui, am zis-o pui. Așa ai zis, când vreodată am zis-o pui. Atunci, eu nu vorbesc cu pui. Ce face orășenii? E supărat că e prea liniște acilișa la noi la țară? Obre, era liniște, nu prea o să mai fie, o să vezi. E, mici neînțelegeri. Mici, o? Dar am auzit ceva de pui. Să nu zici că a fătat cățaua. Ba da, ba da, păi trebuie să ne împuiem tot satul, să avem pui în coteți, pui în casă, pui peste tot. Te deranjează pui ăștia, mă, n-ai văzut așa. Dar ce are? E, nu-i place puiul. Dar nu, că eu ziceam de cățaua aia de la nostru. Hai, mamă, să punem mâna de la mână și să o castrăm, că iar se umple toată strada de câini. Bine, vecină, nu știu, mai vorbim. Vorbim mâine. Da? Hai, seară bună. Hai, bine, noapte bună. Sănătate. Ce faci, Flavie? Gimnastică. Păi dormi afară? Ei, nu, vin și eu acum, o că vin. Te-ai apucat gimnastica acum. Incredibil. Cum ai putut, mă, să o lași, mă, să plece când tu o iubești, mă, și ea te iubește? Oficialul merge bine, iar merge bine. Aoleu. Tubi? Bă, tu nu trebuia, mă, să pleci sau să vină cineva să te ia de aici sau... Bă, Tubi, tu mă auzi? Da, Tibi. Bine, mă, Tibi, Tubi, mare diferență. Mi-e foame. Aoleu, păi ce vrei să-ți fac eu? Hai să văd ce-i pe aici. Aici e doar băutură și mă gândesc că nu bei. Vezi că în bucătărie, într-un sertar, ai niște cereale pe acolo. Auzi, mă, tu... Tu știi numărul lui maică ta? Nu. Adresa o știi? Nu. Numărul lui taică tu-l știi? Nu. Astea sunt alea cu zahăr procesat. Nu-mi fac bine. Am înțeles. Cream că voi ăștia copiii cu asta supraviețuiți. Vezi că o secundă pe limbă, o viață pe șolduri. Așa e treaba cu zahărul, știi? Stai un pic. Ascultă-mă. No offense. În primul rând, mie nu-mi plac copiii. Și pentru că mai ai de stat pe aici, nu știu, o oră, două, trei maxim, prin casa asta, îți spun atâta, trebuie să respecti niște reguli. În casa asta, care este un templu pentru mine, tu nu pui mâna pe lucruri, nu atingi lucruri, nu strigi lucruri. Și cel mai important, nu mâncăm pe canapea, te rog frumos. Dar eu mereu mănânc pe canapea. O să faci ce vrei tu. La tine acasă. Ia, o să stai aici. Nu se supără bubiță. Ăsta e un subiect pe care n-aș vrea să-l deschid și n-aș vrea să vorbesc despre Bobiță pentru că e un subiect sensibil pentru mine. Adică a murit. Oh. Aole, deci dacă e maică ta, eu mă îmbăt. Da, uite, acum am ajuns la el și transmit propunerea dumneavoastră, da? Sigur. Oh, vai, ce copil drăguț. Hai să nu exagerăm. Haideți că eu trebuie să închid. Ce copil? A, nu, așa îi zic eu lui Johnny. Jonel, copil rebel. Da, la revedere. Salut! Eu sunt Ramona. Tiberiu. Pare bine. E al tău? A venit o nebună, mi l-a lăsat la ușă și a fugit. Știi că se pot face teste ADN, da? Ca să fii sigur. De ce mănâncă în patul lui Bobiță? Nu știu, acolo îi place, acolo a tras. Ce să zic? Tata, stai... 10 minute! David! David! Gata! Căzește-te! Gata, s-a trezit, tati, gata! Haide! Mișcă!
Ultima, 11. Unde mergem? Unde mergem? Unde mergem, tata? Unde e Luca? Luca, hai să mergem! Luca, ajută-mă, copii! Da, hai, tati, știu-mi eu ăsta, Adidas. Unde-s Adidas? Luca, ajută-mă, copii, ți-am zis! Ajută, ajută! Așa, haide, haide, haide! Mișcu, dă-te puneții și fără șosete! Că nu trebuie. Tata, mi-e foame! Eu n-am mâncat încă! Luăm ceva de pe drum! La toate sunt luăm ceva de pe drum! Luăm! Flavius! Da! Flavi! Da! Vino să-mi prepar lapte cu cereale! Vin imediat! Hai pe bune că e târziu! Mai lasă poată porcăriile alea! Ia! Du-te în casă, ți-am zis că vin imediat! Târzi! Da! Înțeleg! Era el acolo cu grebluța. Ți-l dă la telefon, dar nu stați mult, că n-am baterie. Ce? E mama! Păi și de ce n-ai zis așa? Alo! Băi, nesimțitule, unde-ți ții telefonul ăla? Bună dimineața și ție, Angelica. Pensia alimentară. Iar ai uitat de noi? Da, e 7 dimineața. Efectiv, n-am apucat să-ți fac transferul. Efectiv, ai grijă! Sau vrei să-l pun pe avocat să te sune iar? Acum îți fac ce ți-ai făcut la părul ăla, zici că te-a lins vaca? Uite-te și tu ce grasă e, ți l-ai spălat în tigaie? A, deci mă faci rea, să las că te spun eu lui mama că mă discriminezi. Vezi că s-a terminat cu bullying-ul ăsta din partea părinților, da? Avem drepturi! Vezi că îmi dă râmi asta. Ce-ai făcut aici, Zuzi? Am fost hanică, îți place ce-am făcut? Da, ai fost super hanică, tata, ai fost o nebunită hanică. Tata, nu te mai mâncă! Da, nu, n-ai voie. Lasă-le aici. Lasă-le pe bar. Stai bar? Super, mișcă-te. Mișcă-te că întârziam. Da, faci pipi la grădiniță. Puneți și mie unde este școala asta. Tati, mi-e foame. Te foame? Mănânci ceva, păi ți-au ceva de pe drum. Unde e școala? Zi, unde e școala? Lângă After. Și After-ul sau unde? E în Floreasca. În Floreasca? Da. Ia stați așa. Ăla e vat bun. Hai, toată lumea, hai, luați niște haine. Ajutați-mă să vând, că oricum am o grămă de cheltuieli cu voi. Hai, David, ai grijă cu ele, să nu le dai pe jos și nu le târâ, tata! Nu le târâ, că nu le mai vând! Tata, te rog eu cu ele! Ce faci, Flavius? Mai e supi? Hai, mă! Am amânat ședința cu 20 de minute, putem să vorbim dacă vrei. Nu. Hai să vorbim. Nu vorbim așa, avem probleme mult mai mari, nu le rezolvăm în 20 de minute. Hai, mă! Nu, aș vrea să fac și eu regulile mele, să mai discutăm și după regulile mele. Uite, ca de exemplu, o primă regulă. Notează. Lasă că țin minte. Să terminăm o dată cu bănuții, sclăvuții și supii, ok? Ești sigur? Cât de cât. Bine. Porcăria aia mai încet? Dar poți să-i spui și tu, că doar e soră ta în caz că nu știai. Nu e soră mea. Vezi că te audă. Să mă audă! Nici tu nu ești soră mea. Tu să taci, dar nu te-a întrebat nimeni nimic. Vă rog, fără scandal, la mine în mașină. Nina, Miru are 9 ani, tu ai 14. Trebuie să fii mai înțeleaptă, cu mai multă minte. Tot timpul e apărarea și pe mine nici nu mă asculți. Cum nu te ascult? Da, și atunci cum rămâne cu mansarda? Ce e cu mansarda? Ai zis că o să-mi amenajezi o cameră numai a mea. Toate colegiile mele au camera lor, doar eu stau cu lângă ceasa asta. Ok. Ia să oprim noi aici un pic pe dreapta. Și să avem o discuție ca între adulți. De ce ești atât de nervos azi? Pentru că nu am camera mea, pentru că nimeni nu se gândește la mine și pentru că am un tată ca tine. Ia, ție ți-a venit ciclu, este? Să știi că tu poți să vorbești cu mine orice despre hormoni. Tată, eu nu o să discut cu tine despre asta. Ce-ți ia hormoni? Hormonii vin atunci când îți vine ciclu. Ce faci? Nina, întoarce-te în mașină. Nina, să nu trântești. Eu cred că și hormonii te-au luat o razna. Eu cred că ar trebui să-ți vezi de tableta ta, da? Ce faci, mă?
Mami, ai să-i spun dacă fumez. Și cine fumează? Unde vezi tu fum în mașină? Astea nici nu sunt ale mele. Le țin pentru cineva. Ai făcut poză? Nu. Sigur? Uh-huh. Ramona, să știi că nu arată rău deloc. Iar ăsta chiar nu mi se pare chicios, a? Sau cum e? Nu e. Ce-ai făcut? M-a căzut motorul, ți se pare chicios? Pentru Lucky Boys nimic nu e chicios, să știi. Boys cu Z? Și să știi că l-am pus intenționat, că știu engleză. Și încă ceva, nu mai fi ironică, că eu cu formația asta am scris istorie în România, ca să știi. Da? Când mă? Acum 20 de ani? Stați un pic aici. A venit Mario, vino repede, vino repede, Tibi, vino repede. Nu, du-te, du-te în spate, du-te în spatele teșghiele. Ascunde-l acolo. Vino să se vadă, capul jos, capul jos. Vino. Capul jos. Johnny, te pup, ajută-mă. Salut, ce faci, ajută-mă. Am nevoie de niște merdelene, niște cafele. Îți fac pachetul ăștia mici, te rog, ajută-mă. Păi chiar avem o ofertă, 6 cafele cu 2 sucuri. Mi se pare că avem și o super reducere, nu? Discount. Avem? Avem. Fă și mie 3 meniuri, te rog. Dar să nu pui cofein. Hai, tati. Așa, tati, te pupă, tati. Ai grijă de tine și te iau după aia, da? Ha, zi frumoasă. Tati, nu vreau! Te rog, du-te, intră la after, te rog. Nu vreau! O să fie foarte frumos, te rog eu mult de tot. Nu. Îți promit că-ți cumpăr ceva frumos. Să intru. Mama este pe un norișor și de acolo nu ea vedea... Nu cred că este bine să-i dați cadouri. Mă scuzați că mă bag, dar am văzut că și ieri ați dat o ciocolată astăzi. Ce o să-i mai dați? Ce? Crenguța Aaron. Noua educatoare proaspăt angajată și disponibilă. Emil Chitoroagă, medic veterinar. Divorțat? Cu forță, văduv. Îmi pare foarte bine. De cunoștință vreau să zic. De cunoștință. Evelin, haide, nu vrei să vii cu mine în clasă? Nu. Uite, eu ar trebui să hrănesc toate oițele alea. Și n-am niciun chef. Nu vrei să mă ajuți tu? Hai, uite, le dai tu. Hai, le dai tu mâncare. Hai. Poate 5 minute. Așa, tati. Bravo, tati, te iubesc, te pup. Nu pleci. De ce? Rămâi în zonă, în caz de orice. Tu ai făcut frumos așa. Da, mi-am bătut capul cât am putut. Ce să zic? Tata! Da. Și un glob, să nu uiți de glob! Aveți cumva jucării la meniu? Ce jucării, mă? Jucării? Ia uite, nu-mi dai mie tabloul ăla? Până îl ascultă pe Sămi la geografie și se-l aduc înapoi. El m-a fost filmul. Ia uite, tata! Dar te costă 2 tricouri de alea original. Nu-i problemă, tati! Cristofor Colub a desenat harta asta. Uite, e semnată de el. Originală. Gata. Te-a rezolvat. Tata, nu de asta. Mie îmi trebuie glob. O să mă certe doamna. Globul e rotund. Doamna încă nu știe că noi am discutat în familie și am stabilit că pământul este plat. Ia, foarte bună harta. Fugi. Adică nu fugi că merg și eu. Hai, te pup. Hai, pa. Stai, mă, meniul. Meniul. Hai, Mirule, să fii cu minte, da? Te pup. Hai, pup. Să rămână, doamnă. Ce face, fetele? Am auzit că s-ar putea să fie niște probleme la serbare. Iubita, eu când mă ocup, mă ocup. Flavie, da? Care ziceai că rețeta aia de mic dejun pentru drăgușorii noștri? Cereale, lapte de migdale și toată șmecheria este să lași curmalele de cu seara la muiat. La muiat? Curmale! Păi, n-ați văzut-o cumva pe sora mea dacă a venit? Nu, n-a ajuns încă. De ce? S-a dus să ia țigări și nu s-a mai întors? Nu mai vorbi rău de țigări, că încerc să mă las. Păi, stați așa, că am lista cu oamenii care trebuie să mai dea bani pentru sărbare, să vă anunțăm. Și... neapărat trebuie să vorbiți cu Popeasca, că a zis că rezolvă ea cu Beteală. Flavius, treci în coa. Să nu mă doamne ajutor, imediat. Mă ocup eu. Flavius. Dacă nu rezolvă ea cu Beteala, Flavius. Îmi scrieți pe acum, îmi scrieți mie pe grup și rezolv eu, da? Auzi, dar ție nu ți-e jenă după ce că ai ajuns să-mi plătești pensia alimentară din salariul lui iubită ta? Auziți cu Popeasca, asta vreau, dacă nu rezolvați cu... Ce s-a întâmplat? N-a intrat pensia.
N-am intrat? Nu. Asta e că și am fost prins cu sărbarea asta, eu mă ocup de toate. Popeasca mi-a dat țeapă, treaba este că... că iubită ta știe că atunci când minți te mănâncă? Eh. Te mănâncă? Mănâncă. Păi așa te-a mâncat și când m-ai lăsat pentru corporatistă? M-am mâncat. Ai 24 de ore. Să bagi banii, dacă nu, pac. Pac? Vine citația. Ah. Și dacă vine citația, ce înseamnă? Proces. Și cine se ocupă de proces? Ia, avocații, cine? Și cu ce sunt plătiți avocații? Cu niște bănuți acolo. Cu bani. Cu bani. Mulți bani. Ai 24 de ore. Dacă nu... Poc, poc! Stai, mă duc să... Ești ok? Da. Scuze că te-am deranjat din... Nu plângeam, nu. Melodia. Te înțeleg perfect, adică cunosc situația și știu și prin ce treci. Și... Flavius, sunt adminul grupului de părinți de pe WhatsApp, de aici, de la grădini. After-uș. Emil, m-am mutat și eu acum aici, în cartier. Știu că suntem vecini, chiar ți-ai luat lângă mine. Serios? Vecin, vecin, ce să mai... Da. Hai să bem o cafea. Nu, mulțumesc. Hai că fac cinste, dacă toți suntem vecini, să ne cunoaștem mai bine, avem și copii la aceeași... Hai! Și-a închis telefonul. Nu știu ceva mie, ceva nu-mi reiese. Pentru că n-au cum să fie 7 ani și 9 luni. Tu înțelegi ce zic? Câți ani ai, mă, tu? 7 ani și o lună. Uite, vezi, ceva e putred, adică... Dar tu în ce perioadă erai cu Gianina, mai ții minte? Înainte de Daniela. Așa. Ia, sună, te rog frumos. Și ce să-i zic? Întreabă, zic că ești cu mine. A, pe care? Daniela cu 2 de L. Așa. Daniela Club. Club 1 sau Club 2? Doar Club. Daniela Bună. 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 Da. Daniela Epilat. Aolo, în cât mâine, Daniela Proctolog. Pasta șterge, vreau să o șterge acum. Că am niște amintiri cu ea, nici nu vreau să mai aude. Deci gata. O șterg, da? O ștergi pe asta, da. Auzi, știi ce vreau să te întreb? Dacă asta își deschide telefonul, nu putem să o triunghiulăm? Să triunghiulăm. Da, am o prietenă la SRI care mă poate ajuta cu chestia asta. Putem. Că are niște obligații față de mine, mi-e prietenă bună. Aha, cum o cheamă? Pe asta de la SRI? Da. Daniela. Hei, bună. Ah, salut. Am adus un prieten nou. El este Emil, Johnny, salut. Ramona. Salut, Johnny. S-a mutat de curând în cartier, vecin cu mine. Ah, da? Da. Tare. Ah, Ramona, e al tău? Nu. Johnny e tata. Ce? Johnny e... Ne minte, mă. Maica sa mi l-a lăsat câteva zile, n-are ce să facă cu el și îl țin eu. Salut, bărbate. Am și eu o fetiță exact de vârsta ta. Ești și tu aici la after? Nu. Aolo, after, mă. Ce? Hai să te duc. Da, ia-l și dă-l. Du-l. Hai. Crenguța! Te rog să o iei de aici. Hei, Ioana, haide să mergem să ne jucăm cu ceilalți copii. Haide, du-te. Crenguța! Din nou puțin. Da, Angelica. Auzi-mi, tu știi pe cineva care știe niște actori, că ea pe care i-am angajat ne-au tras țeapă că se duc la un reality show. Da, și eu când ți-am spus ce-am zis. E, uite că spun eu acum, caută tu alții că e urgent. Eu? Da, tu! Dar de unde, Angelico? Eu nu știu niciun actor. Dar nu știu, caut alții. Păi și eu să mă duc să... Evelin! Ce-ai pățit, iubita? Cine te-a supărat? M-a tras Tibi de păr.
Auzi, Tibi, e băiatul ăla nou adus de Johnny? Da. Fii atentă. Te duci în clasă și îi spui lui Tibi că vine imediat și doamna. Și că dacă nu stă cu minte, îl trag de urechi și îl spun și lui Taxu. Fugi. Hai. Dar zici și mie, cine-i Taxu? Că Johnny sigur nu e. Normal că nu e, auzi. Johnny zice că îl ține așa o perioadă de probă să vadă cum e să fii tată. Bă, tu faci mișto de mine. Nu, vorbesc foarte serios, chiar foarte serios, Angelico. Deci fii atentă. Johnny zice că e unchisul, căci că el a adus fratesul din Germania să-l țină pe vară, că fratesul are nu știu ce treabă prin Germania, de ce vreau să spun. Ei, și sorza nu poate, că are și ea treabă cu niște verișori de gradul 2. Stai un pic. Asta nu e ilegal? Cum? Trebuie să... Gata. Stai. Nu... Mă, tu ce cauți aici? Crenguța! Vă separați? Dar tu ai vorbit cu tata despre asta? Nu! Doamne, nu, să nu-i spui nimic, te rog eu mult! Ce să-i spune lui tata? N-am mai vorbit cu tata de nu știu când. Păi și asta te întreb, ce o să faci până la urmă? Nu știu, hai, te rog eu mult, nu vreau să vorbesc despre asta, că și așa mi-e greu. Ok, hai să zic eu ce-am pățit la grădiniță ieri. Băi, Flavius, deci tu vorbești serios? Deci tu tocmai vrei să vorbești despre problemele tale când eu vorbesc despre problemele mele? Mă, dar tu mereu mă ascultai. Da, nu azi, ok? Azi nu, azi e despre mine. Haide-mă! Olga asta, mămica de la grădiniță. Yeah. Și câteva momente să va încerca operație. În premieră mondială. Salut, Sica. Salut, Buz. Ce faci, Rex? Eu ai fugit de la vecini. Fii atent, am o idee de afacere genială. Aoleu. Da, o să fim primul cabinet veterinar de schimbare de sex. La animale. Normal, e o piață emergentă. Emergentă. Din Rex o să devină Rexa. Uite la ea, pacientul zero. A? Adevărat? Și cu alea vrei tu să-i schimbi sexul lui Rex? A? Păi cu aia se face castrare, copilule, așa se numește. Nu e boschi, pun și 6 țâțe. Aoleu. Da. Oricum, aștept să vină curierul. Cu ce să vină curierul? Silicon, premium, după un site tailandez. Doamne, stai, Rex, vino cu ace, Rex, vino cu ace, nu mai asculta la ce spune Sică, că numai prostii spune Sică. Da, boschi, e o idee bună, ia uite la ea. Ia un cățel frumos, mă. Ce cățeluși frumos. Boss, dar ce faci, bossa nova, plângi? Nu, Sica, nu, de la praf. Lasă, boss, că e bine că te-ai deconstipat emoțional. Nu plâng, Sica, nu plâng. Da, boss, încet, cu calm. Sunt la... curg din ochi lacrimi, dar nu se mă plâng asta. E bine să plângi, tati. Așa am plâns azi la after. Da, tati, când a venit doamna să te ia atunci? Nu, mai târziu, când m-a tras un băiat de păr. Foarte bine ai făcut, tati, că e foarte bine să plângi. Cum adică? Cum adică te-a tras de păr? Ce înseamnă asta? Cum adică? Cum îl cheamă pe băiatul ăsta? Tibi. Tibi? Tibi-l cheamă? Ce s-a întâmplat? Lasă-mă că sunt supărat tare de tot. Ce s-a întâmplat? Păi tu n-ai auzit la after? Un băiețel a pleznit-o pe asta, mica mea, rău de tot. Hai, lasă-mă. Da, unul, Tibi îl cheamă. Ăsta nu e băiatul ăla lui Jimmy sau frumușelul? Johnny. El e? Da, îl dau în judecată. Îl dau în judecată să țină copilul. Hai să nu facem scandal, că mă ocup personal. Da? Da, cum? Bine, vecine, mulțumesc frumos. Hai, sănătate. Rămân dator. Așa să faci. Vezi că e poarta. Mirule? Da, ce? Ce făceai? Bine, mă jucam. Auzi? Ia zi-mi, cumva la after băiatul ăsta nou Tibi de a venit s-a bătut cu cineva? Să știi că nu e frumos să părăști. Cine ți-a zis? Mami. Să știi că în unele situații... Auzi, dacă îți dau eu ție telefonul să te uiți pe YouTube o oră. Ați o să fac de păr pentru că nu i-a dat prăjitura. Aha. Bravo. Hai că du-te la joacă, îți aduc imediat, acum trebuie să o sun pe doamna directoare. Nu e ceva rău. Pe ce mă, asta ce are? Să știți că eu o să fac plângere penală și o să chem și protecția copilului. Of, doamne. Bă, dar e urât materialul. E in, mă! E in! Îți dau să atent, bă, uite-te și tu un pic. Aude cineva ce vorbesc eu aici?
Stai-mă un pic, mă, stai-mă un pic, mă, că a fost o simplă păruială, bă. Și mie cine îmi plătește daunele emoționale? Pofie? Daunele emoționale! Ia, stați un pic, am o idee. Deci fiți atenți, haideți să facem un concurs între copii, un concurs sportiv, care e cel mai bun câștigă. O chestie de genul ăsta. Dar sunt copii, mă, sunt o gadă. Ce are, mă? Oricum ies afară și noi pariem pe ei cine a ajuns prima la bani. Bă, cineva cu mințile acasă, aici! Eu nu numai despre copii vorbesc. Eu vorbesc și de adulți aici, că sunt trei adulți vinovați în situația asta. Unu, doamna, care n-a fost aici. Da, da. Doi, directoarea, care n-a luat măsuri la timp. Și trei, tatăl copilului, care nu și-a crescut copilul cum trebuie. Deci, în primul rând, nu e copilul meu, nu știu dacă știai, dacă vrei ți-l dau ție sau nu știu. Copilul l-a primit prin livrare, l-a lăsat la ușă. Exact. Inconștientule, fetița mea o să rămână cu traume pe viață din cauza ta. Din cauza la zeflemeu asta pe care o aveți tot aici. Stai jos. Să rămână. Mânuțele pe genunchi. Da. Hai, mă, ce-ai luat-o, Răză? Tocmai am vorbit cu copiii și am aflat că Evelin l-a lovit pe Tibi. Ia uzi! Pot să știu și eu cine-i victima acum? Pentru că Tibi l-a lovit pe David și a vrut să-l apere. Wow! Deci chiar mă întreb foarte serios dacă ăsta e locul potrivit pentru fetița mea, care e o fetiță cu minte și sensibilă. Evelin l-a făcut pe Tibi onanist. Nu că e educată, bravo, felicitări, bună educație. Stai, mă, Johnny, poate fata a auzit cuvântul ăsta la televizor, ea nici nu știe ce înseamnă, că nici eu nu știu exact. Adică te ești prost la tine să... Nu este cu urechea una? Nu l-a auzit la televizor, l-a auzit la soacră mea. Mă, mișto soacră ta. Bine, un pic învechită, nu se mai folosește termenul ăsta de onanist. Acum este... Dar nu ne interesează. Îmi cer scuze, e ok? Îmi cer scuze. Față de toată lumea îmi cer scuze. Bravo. Mai ales acum, după ce... Da, mă, mi-a murit soția și sunt foarte multe lucruri care, pe care nu mai pot să le controlez. Îmi pare rău să aud. Dar de ce, mă, ce a avut e? Bă, a fost bolnav? E mult. Îmi cer scuze, da? Uite, îmi cer scuze și o să vorbesc și cu Evelin să-și ceară scuze de la Tibi. E ok? Perfect, hai să mergem. Da, da, n-ar fi rău să-ți ceri și tu scuze de la mine. Băi, lăuză, bă, și-a cerut omul scuze, mă. Pare rău, dar hai! În situația asta chiar ești un foarte mare... Un mare cum? Bulangiu. Tu mă faci pe mine bulangiu? Nu te supăra. Vreau să aud, de ce mă faci bulangiu? Pentru că am avut o formație de băieți pe vremuri și de asta mă faci tu bulangiu? Da, el e Johnny de la trupa aia, Lucky Boys, nu știi? Sau Lady Boys. Nu? Da. Lady Boys? A, știi că acum mă jignește, adică nu e o glumă. Tot de mine, sau nu mă jignește? Gata! Nu, vine, mă jignește. Am eu o soluție pentru voi. Actorii care trebuiau să vină mâine la sărbarea copiilor ne-au tras țeapă. Nu se poate că eu am vorbit personal. Să nu te aud, da? Dacă vreți să se întâmple sărbarea asta, am nevoie de ajutorul vostru. În ce sens? 18 ani am stat numai lângă ea și am tratat-o ca pe o regină. Și ea ce face? S-a gândit să plece fix acum. Na, oamenii se mai schimbă, na. Eu de ce nu mă schimb? Am două damblale. Combinațiile și țoanele astea. De 18 ani sunt la fel. Nu m-am schimbat absolut deloc. Na, poate asta e problema, na. Poate asta... Vrea să mai... Să ce? Nu știu, să schimbați ceva, nu știu niciodată. Să mă schimb eu? Nu știu, mintea unei femei sunt tot felul. După atâta timp? Da, știu și eu. Ia! Ce? Bă, nu, deci... Ia-i. Ce, ia-i? Da. E cu cineva? Mamă, nu fi supărat, nu fi supărat, crede-mă, între a fi cu altcineva și a nu fi deloc... Ce-ai, mă, ce? Ce? Crezut că e cu un mascul feroce, dar de fapt ea e cu... Păi ea este cu... E, prietena ei, în ghilimele. Aha. Adică uite-te un pic la el și uite-te un pic la mine. Tu crezi că ar putea să mă schimbe pe mine pentru așa ceva? Aha. Clar. Clar ce? Clar că nu poate. Aha. M-am speriat. Hai că mi-ai făcut ziua frumoasă. Ești un tip, mamă, uite, ești extraordinar, dar... Mare, mare drag. Da, da, nu, da, adică eu vreau să fac lucrurile în ritmul meu. Da? Da? Adică până nu rezolv cu Mario, nu-ți promit nimic. E... Okay. Mersi mult că m-ai lăsat să dorm pe canapea. Stai liniștită. Adică oricând știi că poți să apelezi la mine. Da. Și dacă vrei să dormi acum, adică... Ce, mă? Te aștept? Nu! Ce s-a întâmplat? Ia stai așa. S-a întâmplat ceva? M-ați mințit amândoi, vă faceți planuri să mai faceți încă un copil. Mai vreți să faceți un copil? Măi, ați înțeles greșit. Eu nu mai fac niciun copil. Ninișor, hai deschide ușa să vorbim. Ce-mi spui și mie cum am ajuns în situația asta? Adică în albă ca zăpada? Mario e în Superman, Flavius e în Spider-Man?
Eu ce superputere am? Că am pitici cu mine sau ce? Al păcar spada e mascot afterului, măi, normal să fie. Ca să nu-ți mai spun că dacă pe mine mă filmează cineva, deci mă distruge, adică... Wow! Bună, nu te supăra. Eu sunt un bărbat adevărat, dar în momentul ăsta sunt puțin vulnerabil și vreau să știu dacă n-ai vrea să profiți de vulnerabilitatea mea. Oh, serios? Ce-ar fi să profite maică ta prima? Abordarea a fost bună. Numai că din cauza lui Mutulică, înțelegi? Că de-aia vreau să-mi fac testul ăla de ADN, că nu mai suport. Eu nu trebuie să am copii. Tibi? Bă, unde-i Tibi? 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 Te întorc aici. Bă, unde-i asta, mă? Tibi! Tibi! Uite-mă! Ce faci, mă? Ce faci, mă? Tu vrei să mă bagi în pământ? Îmi sare inima din piept, m-ai speriat! Plec, am și-o viața mea. Nu vreau să stau pe capul nimănui. Dar nu stai pe capul nimănui, nebuni la cap. Hai. O să ne descurcăm. Unde bea un om un shake proteic, mai bea încă un om un shake proteic. Te-ai prins? Mamă, au ieșit copiii cu mămicile. Auziți, mă, nu credeți că ar trebui să mai repetăm coreografia? Doamne, nu vezi cum arătăm? Crezi că mai avem nevoie de coreografie? Auzi, omul Paiangan, mi-ai pregătit banii? Pentru ce? Salvă ca zăpadă, am oglindă două ore. Nu vine, crede-mă, nu vine. Sută mie vine. Da, nu, n-am. Ce? Hai să-mi dai 100 de euro, nu? Aha! A venit prințesa! A venit, mă. Hai că am pus pariu cu Mario pe 100 de euro că nu vii. Deci în seara asta veți fi martorii unei mici demonstrații de showbiz. Bună! Da? Lasă-i să piarbă puțin, lasă-i. Ba. Hai că să fie. Când o fi mai rău, să nu mi fie așa. Mergem? Hai. Auzi, nu? Te ți-ai luat chiloți cu ață în fund? Păi da, ca să fiu un personaj. Nu mai e ca altă dată, ai mei strigă, bravo, tată. Pe tricou am înghețat toți copiii, bravo, tată. Dacă plâng de la ceapă, lumea strigă, bravo, tată. Bravo, tată, da, da, bravo, tată. Hai, ui. Dacă vrei să arăți ca tati, trebuie să suferi un pic la frumusețe. Nu pot să suferi. Ba da, stai un pic să arăți ca un gangster adevărat. Nu vreau să rămân ca... Nu vreau să arăt ca tine. Hai, aveți grijă, pe aici. Pe aici, vă rog. Iubirea mea. Ia, mă, că nu poți trăi fără mine. Hai, vorbim noi imediat. Domnul Costel, nu merge lumina de două zile. 200 de lei constatarea, că mai fi de reparat, plus materialele, sigur ajungem la 1000 de lei. Mario? 1000 de lei? Ce-o? Plătești tu, nu? Constatarea? Pe ce am constatat? Am constatat eu primul. Eu am constatat primul că nu merge curentul. Și uite, iar am constatat. Hai să-mi dai 200 de euro. Mario! Sau nu contează la noi în familie, că noi avem bani de ne enervează, știi? Adică nu-i problemă, asta zic, că dacă ai bani, iai, dacă îi dai, nu-i mai ai. Că, știi, luam și eu, asta vreau să vă spun, luați-vă banii. Ieși puștea, ia pe toți, ia pe toți, uite, ia uite, fac mizerie. Ne contează, problema să... Ah, acolo mai... Fie bine. Pe partea stânga. Ai văzut, iubire, cum abia că am comentat. Mario, eu m-am gândit toată noaptea. Și nu. Și eu m-am gândit toată noaptea. Am zis că vreau să mă schimb pentru tine. Vreau să renunț la tot ce te deranja, înțelegi? Dacă e să mă angajez, mă angajez. Vreau să divorțez. Ma. Ce s-a întâmplat? Curentul. Ce-i cu tine? Că nu arăți prea bine. Nu te-ai machiat, mă scuzi. Tu vrei să mă înfig în părul tău? Ia, dragă! Hei, suntem aici trei doamne, vă rog. Chiar ca să manevră cu mâinile în
față. Apoi, Emilia, ce ai făcut? Trebuia să o apuc de undeva, adică situația. Tu umbli în telefon? Soțul tău, poți să-ți umbli unde vreau. Cristina, cu ce ești îmbrăcată? Mă sperii. Nu mai pup sex. Toate este la fel. Nu mai e ca altă dată.